Francesco Eca. Salut, mă, Yo, frumos, uită-mă rei. pe Ce ăsta. fama, frate? Ăsta zici că e Mă, taxi cu cum ușile e? deschise cu aici. Mamă, Ce uite ce famă, zighe pe frate. perete. Mamă, zici că ești vampir. Hai să mor. Yo, te fumează și o țigară. Hai, frate. Da, zi, glumim și noi, nu te supăra. Ce Cum? fama, frate, mă? Ai intrat să cauți gagicuțe? Cum? Păi, sunteți mai mulți? Doi. Păi, pș, da, Brânci. bine. Păi și ați Brânci, intrat îți dai să seama ce căutați ureche a ta a gagicuțe, fost ce asta când vreau. era micu? Da, dar nu-l găsim. Auzi, da, când erai mai mic așa, mai că în A loc să te fost bate, te lua de trecut. urechi, ce făcea? Hai să da, m-a luat de urechi. Păi văd așa că... Eu de cum face cu Zici ochi? că ai, capace de tigaie în loc de urechi, dracu. Zi așa, zici că ești un Păi bele taxi cu sunt. ușile deschise. Aștepți clienții. Așa e urechile. A, bă, vă cății la Caterin, că n-ai dreptate. Păi și zi, Nu-ți mă, dai seama ți-ai că... găsit tu vreo gagicuță ceva, sau? Pro 3-4. Sunt sigur. S-aude, s-aude, s-aude. Dar ce asculti acolo, muzică? Nu, ascult un prost. Eu Pe sunt... mine? Bă, ai ghicit! Ai ghicit! Iarăși te-am. Iar eu zi eu, frate, am întâlnit una care se lua la ceartă cu nevastă mea și venea să-i fut Dumnezeii mamei ei. Dar mi-a dat cu jet și a ieșit așa dintr-o dată, știi? Da, urecheatul ăsta de ce vrea să-mi dea next? Băi, urâtule, Nu, tu ce ai cu frate! mine? Cine mă, eu? Dacă îți dau două palme, te bag la somn imediat. Băi, nebunule, vrei să ne întâlnim? Da, Vrei măi. să ne întâlnim, Da, mă, parabolicule, să vezi. Uite, așa îți dau. când vrea pula ta, bă, aricile. Îți dau pe cap, ești nebun. Foarte Bă, elegant, când vrea puțulica da, ta, ne foarte întâlnim, nebun. râtule. Bă, te sparg, una te mișcă. Are. Bă, Bă, cum? nici Pentru că nu ai odată plata în din viața ceva ta, mai dacă îți dau automat. o stângă în bot, moare familia Da. ta, bă. Bă, pleci cu dinții în buzunar, mă, stai cu minte. Bă, cum te numești tu? Mă, tu vii la mine întreg și pleci pensionat pe caz de boală, stai cu minte, te rog eu. Stai cu minte. Da? Când vrei tu, bă, unde ești tu, bă? Acum, mă, hai la Geangoiește, hai la Geangoiește lângă primărie. Hai. Unde, la București? La Geangoiește. Da? Unde La e, bă? Geangoiște, unde o Lângă stat? Unde e? Târgoviște, lângă Târgoviște, mă, hai, mă. La Târgoviște? Băi, Am venit. nebun, vezi că în seara asta Păi plec da, la mă, dă cu București. Ne ușorul, mă. întâlnim la Otopen, dacă vrei. Da, mă, pe ce vii cu avionul? O să mai Nu, aude. vin cu mașina de la Bacău, bă. Păi vii cu mașina de la Bacău și te oprei la Otopeni? Nu, că am livrări, bă, nebunule. Păi ce livrezi tu? Pa ce ești? Dar din interesat pe tine, crede-mă, dacă te tornă, crede-mă, îți dau o stângă în Păi bot. mi-am comandat un prost și nu știu când îmi vine, sau știu la cât ajungi. De asta. Da? Da. Cum e tricul ăsta, bă? Nu știu, frate, întreabă. Bă, dă-mi datele tale. Datele? Vezi Păi că am care la nelimitat. SRI. Am Bă, e nelimitat. la SRI, bă, nebunule. Am nelimitat, mi-am luat opțiunea aia de la Vodafone. N-am, Da? am date mobile nelimitat, mă. Da. Eu sunt la SRI, bă. Da? Lucrează la Vezi că SRI, frate. te caut. Da? Bravo. Are Mă și față de... Ai, chiar ai față de Dracu om a care fost lucrează SRI. la SRI. Și cum Da? lustrești podelele? Da? Cum lustrești podelele? Adică Băi, acum ce ai 10? zis-o, frate? Cum lustrești podelele? La SRI. La SRI, nu, că tu ai zis că ești acolo angajat. Cât mai merge? Bine, mă. Las că o să-l cum. Îți iau datele și am Așa. să vin la mine, Ia-mă abonamentul că-mi fac altul, nicio problemă. Păi mi-au tot opțiunea aia limitată, nu? Ia datele, ce să fac? bă. Da? Da? Bă, dar zici, frate, să-ți dea numărul de telefon, să te întâlnești cu el. De la că-l pot în gură, bă, ce sunt de ei numărul de asta. Ce dracu bea, Frai, mă? dacă ești șmecher, te bagi în parte cu mine. Da, mă, Vrei, te bagi? bătrâne. Da, mă, bătrâne. Da? Deci două din două sunteți Ale treilea. Ai, următoarele da, am persoane înțeles. care au recunoscut că sunt leu. Sigur nu sunt urs? E Cum ai ceva dat seama că important? sunt leu? Păi ai... Ai puța mică. Ai cancer.
Nu cred că e așa mică, dar cum vrei tu. Spune că Leo e Le punem pe masă și care are mai mică și o taie? Da. Doamne ferește, n-am tu. Zi tu, haide, 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 hai cu. Dacă o pui tu primă pe masă. Stai liniștit. Dar mie că nu mai e loc unde să o pui tu și de asta nu aș pune eu primul, na. Cum vrei tu. Ai ciroză, nu? Bă, ai ciroză, ai ciroză, nu? De la ciroze, da. Hai că știi așa simptomele. Să fii iubit. Doamne, să te ajute Dumnezeu. Pe așa am fost și mătavă înainte să-ți... Mm-hmm. E clar. Când te simți atacat, trebuie să spui o glumă despre mama. Dar ce le... De ce le ciroză? Nu știu. Nu, nu, nu-ți bate capul. Ăla cu taravana! Păi lua Alfa Puma, că n-ascult, n-auzi pe le. Da, mă, hai să-i facem lua Alfa Puma, vrei? Te va ajuta, mă. Nu, uite, wow, ce s-a întâmplat. Bă, ține mai mult, mă, bă, ține mai mult, mă. Bă, în timp ce se aude tremură, păi, faceți exact ca în seara aia când era Cătălin Talent și îi spunea să facă toate căcaturile, care erau neamuzante și de căcat și nimeni nu mai vrea să se uite. Voi trei, cei trei proști, uite, uite-l. Unul era prostul ăsta, Mihai Dragunov ca 47, unul e Petrus cu aripioara în gură și unul e Crab. Cei trei crai, să mur eu. Deci când, bă, când se întâlnesc ăștia trei, bă, avem niște glume, doamne, bă, nu văd ce copul. Băi, a fost prea amuzant. Da, a fost amuzant că a spus, bă, handicapatul ăla să stai sprânceana, nu? Bă, exact ca ultima dată, a dat de Alfa Puma și zicea că nu mă vorbesc cu ea, vorbesc cu Alfa Puma. Bine, de pe live. A întrebat Petrus de tine. Bă, întreabă dacă vinde scaunul. Auzi, te întreabă Crab dacă vin scaunul. Lei, vă, las-o să râd de la toată gluma. Auzi, te întreabă Crab acum dacă vin scaun. Bă, acum râde cu electroșocul. Seamănă puțin cu Andragogan. Auzi? Întreabă, dar a depostat când nu mai postează. Auzi? Ia-te puțin de ea. Bă, Crețu, nu te auzi, bă. Crețule, nu te auzi bine. Hai mă, ești... mai nu sau de măta. De acum, nu, dar mă auzi? Mă auzi? Scaunul, dacă-l vinzi, a întrebat Crab. Tu... pe ce ai dat casă? Ca să auzi oamenii de pe Omegan? Păi... Îi aud! Da, pula mea, nu râde de... Bă? A, stai, am uitat, nu te aud. Bă, stai, Alfa Puma! Bă, treabă dacă-i virgină. A zis că nu mă aude, bă, după jumătate de oră cât am vorbit cu ea. Tu cât ai, 1.85? În curmă de nici eu 1.72. Mm. Bine, mă. Știi cum e? Mă pus la coi. Între noi ar fi... un sfert de un cap. Tot aia e capsulă. Hai mă, cum să fie un cap de sulă între noi? Dă-l dracu de cap. Dar ce? Cu cine ai stat tu până acum? Eu înțeleg, dar... Asta cu mine mai de mult. Atât are capul, dar dă-l dracu de cap. Cine ești? Nu e Cătălin, cine ești? Cătălin Talent, cine ești? Ce vreau zic? Bă, șterge numărul ăsta că nu e accesabil. Ce nu e, mă? Mamă, du-te în pula mea, ești nebun. Bă, explodează. Bă, explodează ăsta, ești nebun? Bă, dacă dăm fiecare câte 20 de mesaje, îi dăm telefonul peste cam. Putem. Bă, du-te, dracu, că l-opresc. Fiți atent, vă dau eu pe Facebook. Deci vă dau eu pe Facebook în fiecare zi să-i dăm câte 20 de mesaje așa blană, știi? Și că-l rupem, ce dracu. Bă, crezi, termină-te în pula mea, că nu ți-am făcut nimic rău, morții, mă, termină-te. Da, dacă, fiți atent, bă. Dacă îl sunăm toți pe WhatsApp, vă dați seama dacă îl sunăm toți pe WhatsApp ce se întâmplă? Hai să încercăm.
Hai să încercăm să ne chinuim un pic, să-l sunăm toți pe WhatsApp, să vedem ce se întâmplă. Bă, mi s-a blocat telefonul, ești cătil la cap, crețul, termină-te, te rog frumos! Lasă-mă că e altul, mă. Nu, e în garanție, domnule! E tocmai bine că ți-e de altul. Sunați-mă, hai să vedem să-i bubuie telefonul de-al drag. Bă, morții mătii, uite, e nou, dobitocule! E nou, termină-te morții mătii, că mi-explodează ăsta!